Cum la rând, berbecul. Ce radiază un berbec decât pozitivitate? El e un deschizător de drumuri, da? Are zâmbet. El pornește, chiar dacă te trimite la origini, tot cu zâmbetul pe buzețile. Și nu te poți supăra pe el. Dacă ești pozitiv, ai acțiunea asta în pozitivitatea, ce oferi tu, știi că primești și ești conștient de așa ceva, păi atunci cum să fie într-un an cu valoarea anului 2 dragoste, că am mai auzit eu și alte variante, s-a axat că anul ăsta e 11 și a fost atât de vehement două persoane care trebuia să stea în locul lor așa ușurel. De ce 11 dacă anul trecut a fost anul 1? După 1 vine 11? Nu. Are o trecere. Exact, prin 11, da. Exact. 11, unul cu unul, un bărbat, exact. O femeie, uniune, asociere și răutăți. Deci berbecul, ca să-i fie bine, că este berbecul bărbat sau berbecul femeie, să radieze în continuare acea pozitivitate pe care o are, să fie la fel de dezâmbăreț, dezâmbitor și să fie alături de ceilalți, să le ofere aceste lucruri și nu vor face nativii din berbec decât să primească la rândul lor feedback-ul. Da? Dacă te-ai lucrat cu așa ceva, ești câștigat. Dar ne ducem la tauri, care taurii prin excelență au o trăsătură de bază. Generozitatea lor, fantastic de mare, da? Pentru că, pe lângă generozitate, ei mai exprimă și altceva. Grija față de cel de lângă el, da? Nevoia de a-l susține, de a-l ajuta, de multe ori. Și oferă fantastic de multă iubire. Că mai au și alte părți negative, alea le știu. Aceste trei caracteristici dă la o parte orice urmă de negativitate a oricărei zodii, nu numai a taurului. În schimb, gemenii ăștia care nu se tem pentru nimic în lume să iubească și să răspundească dragoste, să mă lipsească oamenii cu bună voie, cu tot ce înseamnă afecțiune, cum crezi tu că ar putea ei câștiga dacă s-ar schimba și din afectivii ăștia totale, ăștia, cum le zic eu, zgubilitici, dar ăștia ne fac viața frumoasă, gemenii, da? Ar deveni niște oameni postați care ar deveni, nu știu cum să zic, dirijori de karmă și ar începe să taie în stânga și deci în dreapta. Deci să fie veseli în continuare. Ei sunt veseli în continuare. Da. Ei nu fac altceva decât să coboare din univers veselia pe pământ, dragostea, afecțiunea și fără ea nu pot trăi, că sunt zodii de aer. Ce facem în schimb cu racii? Că ei au o sensibilitate ieșită din comun, peste limitele admisibile. Dar ei au niște apanaje. Radiază empatie și este o caracteristică fantastică. Omul care nu știe să fie empatic înseamnă că n-are sentimente, n-are afectivitate. Și plus de astea, racii au ceva, tot un apanaj al zodiilor de apă, intuiția. Ei merg intuitiv, te simt dacă ai nevoie. Și atunci devin mămica răniților sau tăticul răniților, trec să ajute. Empatizează cu persoana respectivă și îl scoate din acea zonă de marasm. Deci racii anul ăsta vor căuta, în primul rând, știi că am făcut zodiacul și le-am explicat, să aibă grijă în primul rând de sufletul lor. Trebuie să se înțeleagă pe ei ca să poată să facă aceste lucruri, să le ofere celor din jur. Pentru leu, leu te dărâmă cu încrederea în el. Deci asta nu are voie, el are încredere în el, indiferent dacă e bine sau e rău, el știe că poate, are, îi spuneam eu Lidiei, e o deviză pentru leu. Pot, știu că pot și vreau să pot. Și deviza asta se plantează valabil pentru toate zodiile, s-o bage în subconștient, pentru că n-au făcut altceva dacă pleacă cu această încredere totală spre reușită. De ce credeți că leu e regele junglei? Pentru că are încredere în el. Poți să pui un iepuraș în locul leului? Nu. N-ai să poți. Nu. Pentru că el are încredere numai în fuga lui. Auziți, poate că e bine să ne explicați. Și apoi continuăm cu celelalte zodii. Deci dacă te face irezistibil în 2018 această caracteristică a ta esențială, absolut, dacă nu pui preț pe ea, înțeleg că lucrurile se pot întoarce. Nu. Efectele sunt energia pe dos. Anului, energia anului așa te ajută să primești exact
Adică să ieși în întâmpinarea celorlalți cu această trăsătură. Cu această calități ale tale, care sunt esențiale. Exact. Energia anului. Deci vrei, nu vrei, anul te împinge să fie așa. Că sunt și excepții. Dacă te opui... Lidia, mai sunt și excepții. Mai sunt și excepții, exact. Și atunci ce faci? Aștept să-ți rezolve karma. Și pierzi un an. Da. Deci să lași anul să scoată din tine energia asta pozitivă de o ai. Potrivit zodiei în care te-ai născut. Mixerul, vrea să facă o frișcă de calitate, te amețește de te... Dar după aceea ești deasupra. Corect. Ai încredere în forța divină și în energia anului și lucrurile se rezolvă. Mai vino și tu cu ajustamente acolo unde e cazul, ca să faci și mai bune lucrurile. Asta e pentru leu, încrederea de sine. Așa, ea mai departe. Ea știe că e răcită și zice, nu te da lângă mine, are încredere în ea că te contaminează. Și e franchețea aia care ți-o are. Cu încrederea de sine a leului, tu poți să copiezi de la el. Inspiră-te și de la vecin, vezi cum e și ăsta. Și o să ajungem noi la cei care știu să se inspire de la tot, să le fie bine. Așa, mai Hai departe. Hai să mergem la fecioară. Ce caracteristici de bază au? Munca și ambiția lor ieșită din comun, da? Dar au și o parte de zona racului, de acea empatie, dar combinată cu un plus de inteligență și de răbdare. Deci, balanțele, asta... Racii? Fecioarele. Fecioarele. Despre raci, ați spus, maestre, puțin mai devreme. Păi, am zis... A terminat cu leii. Fecioara are... A, sunteți la fecioare, empatia, da? Deci la fecioare. Din empatia racului și din intuiție. Dar sunt prea răbdători. Am înțeles. Ei, li se atribuie foarte bine proverbul cu răbdarea, treci marea. Dar nu știi cât e de mare marea aia ca să ai atâta răbdare. În concluzie, pentru fecioare? În concluzie, fecioarele anul ăsta, muncă și ambiție, inteligență muncă și ambiție. Răbdare sunt cele patru aturi cu care ies deasupra și cu care strălucesc. Inteligență și răbdare, ați spus. Păi... N-ai să vezi fecioară cu inteligență, cu IQ 0-2? N-ai să vezi. În schimb, la balanțele, de-aia spuneam că balanțele știu să se inspire de la toate zodiile. Iau pozitivitate, au entuziasm, da? Idei și proiecte pe care, cu ajutorul celorlalți, le pun în aplicare și obțin niște reușite, dar au atunci cel mai mare forța de influență asupra celorlalți. Au ei ceva în plus, vin și le presară oamenilor acele lucruri bune și pot influența să facă acele lucruri fantastice de bune ajută, pentru Doamne ei. Ajută. Da? Deci forță ce de convingere pentru... Pozitivitatea, entuziasmul cu care plecăm. Că e adevărat, ne mai scutură câteodată destinul așa și ne dă câteodată. Dar după aceea trecem, ne mobilizăm, copiem de la fiecare câte ceva, luăm și de la berbec că suntem pe axă cu el, da? Și pozitivitatea ta. Și în momentul când le pui pe toate patru la un loc, ai un concurs de împrejurări extraordinar de favorabil. Ne mutăm la Scorpion. Scorpion. Scorpionul iese în evidență anul ăsta, deci are un ceva irezistibil prin loialitatea și dedicarea cu care ei vin în întâmpinarea prietenilor, colegilor, rudelor, când sunt un scorpion într-o căsătorie, să intre bine în cap partenerului, că scorpionul este fantastic de loial și de dedicat. Și nu încercați să-i călcați în picioare aceste două caracteristici, că nu vreți să știți ce e la coada de la rândul la scorpion, la codul cozii. La coada cozii. La coada cozii. Cum ai dau? La nu, capătul codul, cozii, da. Codul la codul cozii. Cozii. Am zis codul cozii pentru că acolo stă acolo. Și da, dacă exact. ai încălcat codul, te-a amendat exact, imediat. Exact. În schimb, săgetătorul, care este un spirit liber și îndrăzneală, multă are, anul ăsta prin asta domină. Da? Prin libertatea lui de a face ce vrea. Apară de faptul că are o inteligență ieșită din comun, cu spiritul acesta liber, poate mobiliza mase întregi de oameni, da? Îi poate aduce pe niște linii de plutire fantastic de bune, pentru că el e și un altruist. El sare în ajutorul celorlalți. Chiar de multe ori, dacă el e lăsat în plan secund, luptă, iese deasupra ca un de lemnul. În schimb, Capricornul iese în evidența anul ăsta prin ceea ce știe el să facă cel mai bine, prin munca mare. Muncă, dar are un an în care... Capricornul ăla care nu știi
Te iubește, nu te iubește, e anul seducției pentru Capricorn. Și Capricornii înfloresc anul ăsta. După atâția ani de zile. Sunt vești fantastic de bune, exact pentru zodia asta care are atât de multă afectivitate, dar pe care o lasă ca ceilalți să o descopere. Și care oricum trudește foarte mult. Când le spuneți truditorii tot timpul, eu le spun truditorii, și acum le spuneți că vor da zodiacul peste cap, da, cu peste cap seducția lor. Cu seducția lor și cu forța lor de muncă, deși dacă vor să se ducă pe cineva, va munci foarte mult ca să-l facă să înțeleagă că i-a intrat în grații. Dar va inspira și pe cei din jurul lor. Pofta lor de viață de anul ăsta și puterea de muncă îi va ajuta să iasă undeva în evidență. De fapt, fiecare va ieși în evidență prin punctele lor. Vărsătorii, în schimb, vor ieși prin autenticitatea lor, prin felul lor de a ieși în evidență din toate punctele de vedere și debordând de sinceritate. Deci este un an în care dacă ai intrat pe mâna unui vărsător și l-ai supărat, îți trântește o lecție de sinceritate vis-a-vis de comportamentul tău, vis-a-vis de el, că ai să pui cap în jos, să-i zici să rămână. Deci nu supărați vărsătorii, deci, da? Deci nu-i supărați pentru că vine cu infuzia asta de sinceritate și e debordantă. Deci până la urmă, vor tu lor este sinceritatea. Da, vor câștiga prin ceea ce fac, prin felul lor unic de a face un lucru și prin forța lor de sinceritate. Iar peștii, că se știu că sunt ei de totul cu mila Domnului, totul la mila Domnului, și din cauza asta ei sunt niște oameni fantastic de grijuli față de ceilalți. Nu o să vezi un pește că nu sare în ajutorul unui om năpăstuit, unuia care are o problemă de sănătate, chiar și financiară, că e atât de bun peștele la suflet, că dacă are 10 lei, e, aici se compară cu leu. Dacă are 10 lei, îi dă pe toți și zice, las, că mă ajută Dumnezeu și merg. Dar întotdeauna așa. Păi nu, astea în momentul sunt, când am sunt dat, mi-a venit tu. Sunt niște excepții, înțelegi, care întăresc regula. Deci, excelează prin bunătatea lor și siguranța cu care, sau siguranța de care vor să dea dovadă și cei din jurul lor. În preajma unui pește te simți în siguranță. Este foarte adevărat ce spuneți, e verificată asta, este verificată. Știi oricât de sensibil este, exact. Zodiile de apă au varianta asta. Știi? Este extraordinar.